La Neața, la sfârșitul săptămânii trecute, prințul Filip, soțul consort, cum se spune, al Elisabetei a doua Marii Britanii, care n-a apucat să domnească și el o zi, o oră să-l fie mai mare tăietor de panglică din, da, din în 710 Europa. Asociații băgat. În cât? 710 asociații, da, dintre care 168 activ. Adică îl cheamă așa, nu mai pot, frate, și e 710. Păi, cam asta, a făcut toată viața. Lui. Eu zic că a bătrână în groapă și pe ăsta de la noi de vine cu gemurile lui la ei în groapă pe toți. A bătrână e verde, n-ai văzut, vânează, se duce în pușcă. Cât ți-am face? Ăsta micu? Da. 96 pe 10 iunie, mi se pare. 96. Da, nu mai potat. Nu mai pot, sau 168 de asociații active. Top 5 gafe pe care le-a făcut prințul Filip de-a lungul anilor de domnie, de consorție. Și că la o întrevedere cu președintele Nigeriei, ăsta era îmbrăcat, președintele Nigeriei era îmbrăcat într-o robă tradițională, ăsta i-a zis că a râs de parcă mergi la culcare. Știi că e slobod la gură și face niște... Da. În 88 a fost întrebat dacă ar fi să fie reîncarnat, în ce s-ar reîncarna. A zis că într-un virus letal ca să poată contribui cu ceva la problema suprapopulării planetei. Bun, ok. În timpul unei vizite în Canada, asta e pe locul 3, a declarat: n-am venit aici de plăcere, ne putem imagina și alte moduri de a ne distra. E umorul ăsta englezesc, da. Da. În timpul recesiunii economice din 81 a zis: toată lumea spunea că trebuie să avem mai mult timp liber și acum se plâng că sunt șomeri. Crezi că i-au dat? I-au dat cu niște pietricele în gemulete, știi? Da. Că ăsta că doarme cu geamul deschis, ani de zile a dormit așa cu geamul deschis. Da, nu știu, să se elisească vreun fel. Și despre fiica sa, prințesa Anne, cunoscută ca o mare iubitoare de cai, a zis: dom'le, dacă nu trage pârțuri și nu mănâncă fân, atunci nu e ceva care să o intereseze. Până i-a zis regina: auzi, tată, ia retrage-te că ne-am lămurit. Vezi de treabă, da. Vezi de treabă. Nu, dar are și artrită, nu mai poate să taie, durează mult până taie panglica aia.